Bună ziua, numele meu este Ivan Gabriel, sunt la canal La Prundă cu prietenii mei aici la Măscărit. Cristi, la... dă-i furnica, dă-i furnica. Hai că eu mă duc pe Vadul Vechi, băi, Cristi. Pe 8 aprilie. Păi sare, dar mă duc eu să-i dau acum. Se duce Gabriela. Înțeles tale? Pe Vadul Vechi mă duc eu. Ai răbdare. Nu te grăbi. Și a zice Cătălin de la musca.ro. Ai răbdare, nu te grăbi. Mi-am făcut bățul aici. Să vă arăt noutatea de băț. De categoria grea. Cred că are 250 de grame. Acesta este vârful. Nerecomandat minorilor. Mulneta și nu mă arăt. E cea cu fantezia. În schimb, ce să vă arăt eu, că dau la niște furnicuțe artificiale, nu? Cristi, hai cum acolo încerc eu pe Vadul Vechi. Ia apa mai liniștite, mai ale. Să leg firul principal aici de linie. Bun firul. Să rupe la 9 de 0-12. Cristi, de-abia e 7, mă, și un sfert. Seara. Ce pretenție e acum? Să prind la ora asta mai târziu la muscă. Dar înțeleg ce-i cu firul. Parcă e copt, așa s-a făcut. 0-2 plus. În 10 centimetri parcă e copt. Fii sărac, cine știe de acolo fi cu magazin ăsta. Ai cam o problemă aici cu un fir de 0-12. Cred că a ținut 5 partide. Și acum se rupe. Titana. Titana asta, mă. De titanul. Mai de titanul lui de cap. Tractor. Nu mai tractor, că pleznește. Am eu forță supranaturală, mă. Chiar așa. Cristi, s-a băgat, mă, vreunul? Nimica, a? E ca la ăla, nici iarba nu-ți mai place, drăguță mie, oară-o. Ce să-ți mai facem noi dacă nici iarba nu-ți mai place? Mă, o să-i încerc pe iad pe Vadul Vechi, poate vore. Hmm.
Incredibile. Ai trecut-o la plută? Cristi, te anunț eu voi dacă merge. Stai să închid aici coliba. Să-mi pun buldoș și gata. Vorbesc pe canal aici. Nu-mi vadă veche aici să merg cu astea. Mai mi-am luat mânușile. Chiar așa e ziua. 8 aprilie. Nu e bucur să stai într-un loc o moze așa. Nu mă duc eu să încerc aici. Bine că am agraful ăsta, dar nu m-am schimbat. Leg direct de test. Bună. Să văd dacă în seara asta, pe 8 aprilie, am și eu noroc să prind ceva la furnicile astea. Ia-ți așa să vedem. Se vede pe aici. Le vedem cu ăla. La pietră. Păi ce băț am aici, mă, ăsta a scos toți somnii după din. Uite, am frânze și ăsta. Ce știu? Gheorghina. Uite ăștia pe treabă mai mică. Uite, m-am frânze Gheorghina. Am văzut asta ziceți. Uite, Gheorghinarul nostru. Uite ce frumos. Cu miroase astea. Păducelul. Păducelul joc de pe aici. Ce știu că folosește a luat să-l ala de piatră acolo. Să fac o aventură. Nu mai aud eu până să văd vechi. Văd că aici ce mișcări sunt. Am uitat și cum vreți. Uite, am văzut ceva că a fugit de aici. S-a văzut un val mare. Ce-o fi fost? Știu că ceva. Ceva răpitor mai mare. Stau ascunși pe aici pe aici. Auzi de să rulești. E caras nelimitat. Plătică nelimitată. Să mă duc și-o la să rulești. Mă joc la plătică. Thank you.
se și joacă. Și joacă peștele pe aici. Uite, pe aici au dat gagii. Să ajung jos, gura atent pe ăsta, că după ele ăla rând, să văd de unde trage ăsta. Trage așa și mai mare că se închide. Să tragă liniștit. Bă, uite, pe aici sunt urme de pescări. Opa, opa. Ia că am ajuns la baza. Puțină liniște, așa, cu de mângâlă. Parcă au sonar, bă, ăștia, nu mai trec deloc. Zici că au sonar. Nu se crede. Vă spun eu, locristaș, că nu m-ați tras. Să-mi faci asta cu urmă. Ți-am zis mai eu că nu trage. Unde vă, Cris? Dacă nu trage, e posibil să împingă acum. Nu știu noi. Care e lucrătura? De iarnă, ce să fac? Glugaș, căciula și căpura.
vara se dă la Glen și la Șala. Nu știu că... Canalul ăsta trebuie explorat al ăsta. Prea în tapă. Mai avea timp cu scrumpiaul ăsta. Eu m-am plimbat prin natură, am făcut sport, cum zice domnul doctor, 30 de minute, dacă merg, cineva și pe mărul ăsta meu acolo, o, dacă nu există și ăsta, ce se face, că așa e la pește, trebuie să ai răbdare. Azi parcă a fost mai frumos. Nu-ți chiar. Ure, greu. Mai vrea. Fric. Nici o treabă, băi, Cristi, bă. Acolo nici atât nu trage, mă. Să insistăm tot aici pe canal. Cristinele, mai tragem la viră? Nu mai vrem la nimic, bă, gata. Am văzut, bă, dar... Ai văzut așa ceva? Dar când o fi mâncat, mă? Ziua? Am mâncat azi, spune, am mâncat la soare azi. Păi da. Când am ajuns eu azi, ăla era bine. Și mânca? Da, pe mă suna și domnul și zaură, nu mai mă ține, stai că l-am mânat. Păi vezi. Mă suna și tu, mă suna și ăla de acasă. Mănâncă ziua. Atunci, papa. Dar băieții ăștia care n-aveau cu mică, nu mor nimic. Da, au plecat. Eu care am mai stat ceva. Nu-i nimic, mă, Cristine. Omule, a fost ăla Pavelescu, Zărbaia, două zile la rând. Zici că ai fost duminică și l-ai rupt. A mers. Și după aia două zile varză. După aia două zile să nu vezi țar. Ce de ce nu ai fost? Nu a fost acasă pe ora trecută la Pavelescu. Am luat mereu. Mânca de rupea. Și după aia gata. Zice, băi, mai luați o pauză, că prea v-a spurcat așa. Mai încerc pace. Nici la naturale nu se bagă nimic. Da, noi ne facem datoria, nu e vorba, că... Asta e scopul nostru, da. Ne ține în suspans, așa.
Știți? Eu mă încălzic, că mă duc să-i până la cap. Da, păi duceți-o, nu mai stați, că e problemă, mă. Simțiți după aia, nenorocit. Am văzut că aveți mâna foarte rece. Cristi, ce zici, mă? Intră până sară la muscă?
Ce faci, mă, că azi în apă? Ai alunecat pe un băț? Păi da, e periculos ăla. Ăla și cu nisipul și cu mâzgă. Nele, nu mai surprize faci. Juca bine aseară acolo. Pe Vadu vei juca bine. Bucăți mari. E greu, mă. Eu nu mai mă mut, insist aici, că n-am luat ce să mai mut o jumătate de oră. Băi, odată o să fie bune, mă. Dai seama. Să mai refacă populația de oblesi. Păi ce vrei? Tu pleci acasă, mă, acum?